40 de milioane de lei sau 70% din bugetul Raionului Șoldănești pentru anul curent sunt destinate învățământului. Numai pentru hrana copiilor din instituțiile de învățământ au fost distribuite peste 3 milioane lei. Deși suntem la finele anului, suma stipulată nu a fost consumată pe deplin. Situația a fost constatată în cadrul ședinței Consiliului Raional. Șeful Direcției Raionale Finanțe, Iurie Prisecari, explică situația prin frecvența joasă a copiilor, întrucât sumele sunt calculate în funcție de schema per elev. Potrivit informației oferite la Direcția Generală de Învățământ, în raion sunt 52 de instituții de învățământ preuniversitar. Fiecare a doua instituție este la balanța Consiliului Raional. Pentru întreținerea acestora, în 2014 au fost alocate peste 40 milioane de lei. Pe ramurile de bază de buget raional, cel mai slab executat a fost ramura învățământului, 81% din prevederile precizate. Nu au fost executate integral la clase destinate alimentații copiilor în grădiniți pentru copii din cauza frecvenței joase. Specialiștii de la Direcția Finanțe spun că suma alocărilor în 2014 este echivalentă celei cheltuite în anul precedent. Chiar dacă în 2013 inițial au fost alocate 38 milioane, până la sfârșit de an, câtorva școli le-au mai fost oferite încă 3 milioane de lei. Suplimentul a fost necesar pentru a acoperi toate cheltuielile instituțiilor. Pentru 4 instituții, școli, grădinițe, care sunt în gestiunea Direcției de Învățământ, sunt alocate mijloace care din componentă pentru întreținerea lor până la sfârșitul anului, mijloace care nu s-ajung, din cauza că sunt instituții mici. Conform datelor oferite la Direcția Raională Finanțe pentru învățământul din Șoldănești în 2015 sunt preconizate 55 de milioane de lei. În premieră, Consiliul Raional va aloca bani și pentru educația inclusivă. La acest capitol sunt rezervate 12 milioane de lei.